Dragi ascultători, a doua dintre ultimele șapte fraze spuse de Iisus pe cruce poate fi găsită în Evanghelia după Luca, capitolul 23, cu versetele 42 și 43. Aici scrie, și a zis lui Iisus, Doamne, adu-ți aminte de mine când vei veni în împărăția ta. Iisus a răspuns, adevărat îți spun că astăzi vei fi cu mine în rai. Iată, când Iisus a târnat pe cruce, doi hoți erau răstigniți din amândouă părți ale lui. Unul dintre ei a spus, dacă tu ești Hristosul, mântuiește-te pe tine și pe noi. El batjocorea pe Iisus, declarând că dacă Iisus ar fi fost adevăratul mântuitor, el s-ar fi putut salva atât pe sine cât și pe hoți. Însă celălalt hoț liniștea pe acesta, spunând, nu te temi tu de Dumnezeu, tu care ești sub aceeași osândă, scrie, pentru noi este drept, căci primim răsplata cuvenită pentru fără de legile noastre, dar omul acesta n-a făcut niciun rău. Evanghelia după Luca, capitolul 23, versetele 40 și 41. Acest hoț a recunoscut că ei și-au primit răsplata meritată, dar Iisus era fără păcat. Apoi el a rugat pe Iisus să-și aducă aminte de el când va veni în împărăția lui. Și iată, din moment ce acest hoț l-a recunoscut pe Iisus ca mântuitor al său, chiar înainte de moartea lui, i s-a promis mântuirea. Iisus i-a spus, astăzi vei fi cu mine în rai. Dragi ascultători, această a doua frază rostită de Iisus are multe semnificații spirituale. În primul rând, Iisus ne vorbește despre rai. Biblia are multe locuri unde se spune despre împărăția cerurilor. A doua epistolă către Corinteni, capitolul 12, cu versetul 2, apostolul Pavel aici vorbește despre cerurile pe care le-a văzut. Aici scrie, cunosc un om în Hristos care acum 14 ani a fost trăpit până în al treilea cer. Dacă a fost în trup, nu știu, dacă a fost fără trup, nu știu, Dumnezeu știe. Deci, iată, dacă există al treilea cer, cum spune apostolul Pavel, atunci trebuie să existe și al doilea și primul. Atunci poate și a patrulea există. Mai târziu, în versetul 4, se spune că el a fost răpit în rai și a auzit cuvinte care nu se pot spune. Plus la toate, în multe locuri din Biblie, inclusiv Neemia, capitolul 9, cu versetul 6, sunt folosite cuvinte precum ceruri și cerurile cerurilor, din care putem concluziona că există mai multe ceruri. Nu există doar cerul vizibil pentru ochii noștri fizici, există și cer în lumea spirituală. Iată, al treilea cer pe care l-a văzut apostolul Pavel este spațiul în care se află împărăția cerurilor și, în special, el a menționat locul numit Rai. În Apocalipsa, capitolul 21, versetele 10 și 11, se spune și m-a dus în Duhul pe un munte mare și înalt și mi-a arătat cetatea sfântă Ierusalimul, care se pogura din cer de la Dumnezeu, având slava lui Dumnezeu. Lumina ei era ca o piatră prea scumpă, ca o piatră de iaspis, străvezie ca cristalul. Aici deja Biblia explică că orașul cel mai sfânt și glorios din întreaga împărăție a cerurilor este Noul Ierusalim. Unii spun că Raiul și Noul Ierusalim sunt toate una și aceeași. Între timp, după cum vedem, locașurile din împărăția cerurilor sunt diferite. Prin ele se numără Raiul și Noul Ierusalim. Și aceasta seamănă mult cu lumea, aceasta fizică. Într-adevăr, unii locuiesc, de exemplu, în capitală, unde poate fi și președintele țării, în timp ce alții locuiesc la periferie sau chiar mai departe, într-o zonă rurală îndepărtată. Prin analogie cu aceasta, împărăția cerurilor este de asemenea împărțită. Noul Ierusalim, descris în cartea Apocalipsei, în împărăția cerurilor, este un loc de locuit la cel mai înalt nivel. Acolo pot intra cei care și-au curățit inimile de păcat și răutate, au devenit asemenea Domnului și care au fost credincioși în toată casa lui Dumnezeu. În Noul Ierusalim, de exemplu, sunt oameni ca Moise, Avraam, Ilie, apostolii Pavel, Petru. Dumnezeu le-a pregătit locașe în Noul Ierusalim, în prezența sa. Dragi ascultători, hoțul acesta menționat în Scriptură l-a primit pe Domnul chiar înainte de moartea sa, așa că el nu a avut timp să lepede păcatele sau să slujească Domnul. El, ca un copil nou născut, a fost abia calificat pentru mântuire. Și de vreme ce el nu a semănat nimic, nu a confirmat credința sa în fapte, el nu a acumulat răsplată sau comori cerești. După cum a spus Iisus, el va merge în rai, care este cel mai jos nivel din împărăția cerurilor. Există multe locașuri între Rai și Noul Ierusalim și ele vor diferi în funcție de cât de sfințită este inima fiecăruia, precum și în funcție de credință și permanență fiecăruia în parte. Iată,
De ce există aceste diferențe în împărăția cerurilor? Aceasta deoarece este în concordanță cu dreptatea lui Dumnezeu. Dreptatea lui Dumnezeu ne permite să culegem ceea ce am semănat și ne răsplătește după faptele noastre, cum clar ne spune Biblia. Iată, această răsplată, aceste cununcerești, cum ne spune Biblia, aceste chiar și sentimente de fericire în ceruri și toate comorile acumulate, ele vor fi diferite. În 1 Corinteni, capitolul 15, cu versetele 41 și 42, se spune: alta este strălucirea soarelui, alta strălucirea lunii și alta este strălucirea stelelor. Chiar o stea se deosebește în strălucire de altă stea. Așa este și învierea morților. Trupul este semănat în putrezire și înviază în neputrezire. Aceste cuvinte ne explică că atunci când morții vor învia la venirea Domnului, slava fiecăruia va fi diferită. Prin urmare, dacă ai credința adevărată, atunci nu ar trebui să te gândești: pur și simplu voi trăi o viață obișnuită și voi fi mântuit. Ci ar trebui să depui efort pentru a căpăta cele mai bune comori cerești. În Evanghelia după Matei, capitolul 11, cu versetul 12, se spune: din zilele lui Ioan Botezătorul până acum, împărăția cerurilor se ia cu năvală și cei ce dau năvală pun mâna pe ea. Aici cuvintele se ia cu năvală înseamnă că pe măsură ce ne luptăm cu păcatele și dobândim asemănare cu Domnul, vom căpăta și calitățile necesare pentru a intra în noul Ierusalim. Cu păcate, noi nu putem intra în împărăția cerurilor. Vom putea lua cu noi doar ceea ce a fost crescut în bunătate și duh, în sfințenia Domnului. Astfel, oamenii cu același nivel al Duhului în ceruri vor trăi la același nivel de locuințe. Într-adevăr, chiar și pe acest pământ, copiii sunt mai bucuroși să petreacă timpul cu copiii, iar tinerii cu tinerii. Dar la fel este și în ceruri. Pentru ca oamenii să trăiască o viață mai fericită și mai confortabilă, ei vor fi alături de cei al căror nivel de credință și asemănare cu Domnul corespund nivelului lor însăși. Dragi ascultători, cuvintele lui Iisus, azi vei fi cu mine în rai, nu înseamnă că Iisus locuiește în rai. Locașul Domnului în cer nu este raiul, ci noul Ierusalim, cel mai frumos dintre toate locurile. Totuși, Domnul este stăpânul întregii împărății cerești și El locuiește peste tot în cerul. El poate fi oriunde și controlează totul. De asemenea, cuvântul acum aici nu înseamnă că Iisus a mers la cer chiar în ziua răstignirii. Aceasta înseamnă că de acum înainte Domnul va fi cu tâlharul, din moment ce el a fost mântuit și a devenit copil al lui Dumnezeu prin credință, va fi cu el în ceruri. Deci, dacă nu în cer, atunci unde a mers Iisus în ziua morții sale pe cruce, atunci vine? În Evanghelia după Matei, capitolul 12, cu versetul 40, se spune: căci după cum Ioan a stat 3 zile și 3 nopți în pântecele chitului, tot așa și Fiul omului va sta 3 zile și 3 nopți în inima pământului. Iar în Efeseni, capitolul 4, cu versetul 9, se spune: și acest s-a suit, ce însemnează decât că înainte se pogorâse în părțile mai de jos ale pământului. Plus la toate, în 1 Petru, capitolul 3, cu versetul 19, scrie: în care s-a dus să propovăduiască duhurilor din închisoare. După ce Iisus a murit pe cruce, El nu a mers în rai, ci în închisoare pentru a predica acolo, cum am citit. Aici, duhurile în închisoare se referă la cei care au murit înainte ca Iisus să fie răstignit și să devină mântuitor, dar sufletele lor sunt de asemenea mântuite. Dumnezeul nostru a pregătit calea mântuirii prin Iisus Hristos pentru cei care au trăit înainte ca Iisus să vină pe acest pământ, precum și pentru cei care nu au auzit niciodată Evanghelia. În Romani, capitolul 2, cu versetele 14 și 15, se spune: când neamurile, măcar că n-au lege, fac din fire lucrurile legii, prin aceasta ei, care n-au o lege, își sunt singuri lege. Și ei dovedesc că lucrarea legii este scrisă în inimile lor, fiindcă despre lucrarea aceasta mărturisește cugetul lor și gândurile lor, care sau se învinovățesc sau se dezvinovățesc între ele. Fiecare om are conștiință, iar oamenii, cum se cade, chiar și fără să-L cunoască pe Dumnezeu și să audă despre Domnul, ascultă glasul conștiinței lor. Ei încearcă să nu se defăimeze cu păcate și încearcă să trăiască corect. Oamenii cu conștiință curată nu se închină la idoli sau demoni inutili, din motive egoiste.
Deși neclar, ei totuși își dau seama că există un singur Dumnezeu, creator, și își îndeplinesc datoria omului. Dacă oamenii de acest fel ar fi auzit vestea bună, ei cu siguranță l-ar accepta pe Iisus Hristos. Și dimpotrivă, oamenii pot arăta destul de decent în aparență, însă dacă ei, după ce au auzit Evanghelia, nu o primesc, atunci aceasta înseamnă că conștiința lor este vicioasă și ei nu vor fi mântuiți. Omul nu poate cunoaște cum este conștiința altei persoane, numai Dumnezeul Atotputernic cunoaște toate gândurile și acțiunile fiecărui. Prin urmare, Dumnezeu i-a scos din rândul oamenilor care au trăit înainte de venirea Domnului Isus pe cei care ar crede în vestea bună dacă ar avea ocazia să audă despre ea. Și acest lucru a fost făcut potrivit judecății conform conștiinței lor. Dumnezeu a permis ca sufletele care puteau fi mântuite prin judecata conștiinței să fie eliberate din închisoare după moartea lui Isus, cum am citit. La fel, sufletele timpului Vechiului Testament, care au trăit după lege, înainte de jertfa Domnului, au rămas în sânul lui Avram. Iată, în Evanghelia după Luca, capitolul 16, este pilda despre omul bogat și săracul Lazar. Omul bogat care nu a trăit după cuvântul lui Dumnezeu a trebuit să sufere în focul iadului. Lazar, care se temea de Dumnezeu, a fost dus în sânul lui Avram, cum scrie. Iată, deoarece aceasta a fost înainte ca Iisus să devină Mântuitorul, când oamenii intrau în împărăția cerurilor, ei nu ajungeau în sânul Domnului, ci în sânul lui Avram, tatăl credinței. Doar după ce Iisus a murit pe cruce, el a coborât la duhurile din închisoare. În Fapte, capitolul 4 cu versetul 12, scrie: în nimeni altul nu este mântuire, căci nu este sub cer niciun alt nume dat oamenilor, în care trebuie să fim mântuiți. După cum se spune aici, Iisus a trebuit să le spună că El este Domnul Iisus Hristos, calea mântuirii pentru ei. Și atunci, acele suflete din închisoare l-au acceptat pe Iisus ca mântuitor al lor, au primit iertarea tuturor păcatelor și au fost mântuiți. Dragi ascultători, să ne ajute Dumnezeu pe fiecare să ne bucurăm în credință, nădejde și dragoste, pentru că Domnul ne-a mântuit și El ne-a pregătit locașuri cerești veșnice, după milă, dragostea și dreptatea sa. Sănătate și pe curând!